În runda a doua play-out-ului Superligii, UTA nu a reușit să obțină decât o remiză albă în compania formației Universitatea Cluj. Mircea Rednic s-a arătat nemulțumit de jocul elevilor săi, dar s-a și consolat cu punctul obținut în condițiile în care etapa trecută a încasat 3 goluri. Am jucat cu teamă, multe pase greșite, a afirmat Puriul. Dar nu mi-a plăcut pentru că am jucat cu teamă. Ambele echipe. Ținând cont că ei n-au intrat cu niciun atacant, ei și eu au fost precauți și s-au bazat mai mult pe individual sau să ne prindă pe contraatac. Am reușit să, din punctul ăsta de vedere, ca organizare, ca eu știu, poziții sau ca prezență pe faza defensivă, pe cadueluri, n-am stat prost. Dar e puțin. Mircea Rednic a vorbit și despre perspectiva disputării ultimelor meciuri de pe teren propriu, fără spectatori. Tehnicianul consideră că o amendă ar fi suficientă în condițiile în care se tot vorbește despre aducerea spectatorilor la stadion. Noi trebuie să ne concentrăm pe cele două jocuri care le avem acasă. Îmi doresc și sper că cei care vor judeca marți să fie înțelepți și să gândească că tot vorbim să aducem lume la stadion și pentru, eu știu, câteva incidente care au fost, să luăm deciziile astea. Ok, e o amendă foarte mare, eu cred că e de ajuns și pentru noi și pentru cei de la Dinamo. UTA se află pe locul al doilea în clasament, în spatele celor de la Universitatea Cluj.